Bună ziua! Vă propun astăzi să gătim o garnitură foarte gustoasă pentru toată familia. Este vorba de fasole verde păstăi făcută în tigaie, da? Deci trasă la tigaie alături de alte legume. Ce este mai particular și mai deosebit este că va fi făcută cu lapte de cocos. Nouă ne place foarte mult ce gust dă cocosul preparatelor, adică acest lapte, așa că îl folosim destul de des în mâncărurile noastre. Să vă arăt despre ce este vorba. Folosesc pentru rețeta mea un morcov mare, o rădăcină pătrunjel, un dovlecel, două tije de praz, 300 grame, aproximativ 300 de grame de fasole păstăi galbenă, aproximativ tot 300 de grame de fasole păstăi verde, jumătate de ardei roșu, un ardei galben, 3 căței de usturoi. Aici am 4 linguri cu vârf de lapte de cocos din conservă, 2 linguri ulei de floarea soarelui extra virgin presat la rece, o linguriță scorțișoară, o linguriță coajă de lămâie uscată și jumătate de linguriță de curry. Pentru început, în această tigaie în care am pus apă, voi adăuga uleiul. Dacă eu am să înlămbușesc legumele, nu le călesc. Și am să tai fâșii morcovul. Da, deci prima dată am să pun legumele care se gătesc mai lent. Urmând pe urmă să le adaug pe celelalte. La un moment dat am să mă opresc, deoarece nu pot până la capăt să feliez așa morcovul. Am să las o tijă amărâtă. La fel am să procedez și cu pătrunjelul. Voi felia ardeii subțire, cât de subțire pot. Și prazul. Astea le voi pune acum în prima tură. Am pus tigaia pe foc. Între timp voi felia tot așa și dovlecelul cu acest instrument de curățat legume. Și am să tai tot așa și usturoiul. Am lăsat cam 10 minute, 12 minute, cam așa, aceste legume pe foc. Acum voi adăuga și dovlecelul și cu usturoiul. Așa arată. Revin. După aproximativ 8 minute de când am adăugat dovlecelul, voi adăuga și fasolea. Care este opărită, da? Deci nu e chiar crudă. De asta am lăsat-o la urmă. Acum voi adăuga și condimentele, inclusiv coaja de lămâie. Am să mai las aproximativ 8 minute, 10 maxim.
brandișor. Au trecut 8 minute, acum am să adaug și laptele de cocos. Acesta se poate pune în funcție de preferințe, se poate pune și mai mult și mai puțin, cum doriți. Eu am ales să nu pun chiar foarte mult, totuși să se simtă și gustul de legume. Și acum am să las să dea un clocot. După care voi opri focul. Așa arată fasolea mea cu legume, da? La trase la tigaie. Ideea e că puteți să faceți acest fel de garnitură, folosim mult mai multă fasole sau folosim mai puțin din celelalte legume. Eu am vrut să fac așa o combinație de toate. Cantitatea este mare deoarece am făcut pentru toată familia, dar nu doar pentru Raul. Este foarte delicioasă, credeți-mă pe cuvânt, merită să încercați. Iar la partea de condimentat, eu repet, noi nu prea mâncăm sărat, nu știu dacă ați observat, nici nu am folosit sare de data aceasta, așa că puteți să condimentați și să dați gust mâncării exact așa cum vă place, în funcție de ce folosiți de obicei și de ce preferați. Sper că vă place ideea mea și că veți încerca această rețetă. Să avem copilași sănătoși și mâncăcioși, o zi bună, la revedere!